Mergem mai departe și vorbim despre o demolare cu scandal la Timișoara. Primarul Dominic Fritz dărâmă cu buldozerele o poartă ridicată de un clan de romi care blochează construcțiile de pe o stradă întreagă. Vedem imagini în direct de la fața locului și declarațiile, discuțiile între primar și cetățenii acolo, iată. Eu vă rog foarte frumos, pentru că acest teren este a timișorenilor. Nu, este aici proprietarea mea. Proprietatea dumneavoastră se termină exact aici. Acum ai venit exact cu 70 de ani să scoți tu drumul care era închis înainte de Ceaușescu. Păi unde suntem noi azi? Unde suntem noi, facem legea singuri? Dacă ați cumpărat de la cineva un drum public, atunci ați luat țeapă, îmi pare rău. Nu am cumpărat. Aici este eu am cumpărat. Sunteți dumneavoastră, ați venit voi dumneavoastră primar acum. Stați liniștiți, că sunt oameni mai mari. Probabil până acum acești oameni mai mari au reușit să ascundă această parte. Este un scandal uriaș la fața locului, doamnelor și domnilor. Deja poarta a fost dărâmată. Colega mea, Andreea Borboros, este acolo. Bună ziua, Andreea. Care este situația de fapt? Bun găsit tuturor, continuă demolările aici la Timișoara, în buricul orașului de pe Bega, locul unde astăzi Dominic Fritz a adus buldozerele pentru a demola construcțiile ilegale construite aici de către o familie de romi. A fost o discuție cu scânteie, am putea spune asta, pentru că proprietarii celor două clădiri au ieșit să-l înfrunte pe Dominic Fritz, au refuzat cu vehemență să îi lase pe cei prezenți aici să demoleze, au amenințat atât cu judecata cât și cu violență, însă din fericire prezente la fața locului sunt și echipajele de la poliția locală, cele care se asigură că această demolare va fi finalizată. Vorbim așadar, iată, de o acțiune demarată de către primăria Timișoara, după ce aici, pe această stradă, de foarte mulți ani au fost ridicate aceste construcții ilegale. Practic a fost ridicată inclusiv o poartă din beton care împiedica accesul cetățenilor spre Parcul Copiilor din Timișoara, dinspre liceul de la Timișoara. Așadar, o desfășurare de forță absolut impresionantă. Aici se dărâmă poarta, se taie gardurile care sunt construite pe domeniul public, pe strada privată. La fața locului este în continuare și primarul Dominic Fritz, însă situația riscă să degenereze de la un minut la altul, asta pentru că cei care au ridicat aceste construcții nu sunt de acord cu decizia și, vă spuneam, amenință atât jurnaliștii cât și cei prezenți aici la fața locului care se ocupă de aceste demolări. Urmărim situația, îți mulțumesc, Andreea, pentru toate informațiile.